Veți accepta rugămintea mea. Da, în maxim 45 de zile din acest moment să vin în fața dumneavoastră cu noua echipă, cu programul. Până atunci, conducerea asociației nu poate să rămână interimar și vă rog să prelungiți mandatul actualului Consiliu de Conducere pentru 45 de zile. Deci în cele 45 de zile să rămână președintele nou ales împreună cu vechiul Consiliu de Conducere care să administreze, să organizeze și să își asume responsabilitatea conducerii asociației până când noua echipă va fi aprobată prin vot de dumneavoastră. Atunci va fi un program, va fi o echipă, repet, cu oameni care au fost implicați până acum, oameni care au fost mai puțin implicați până acum. Tendința mea este să fie oameni cât mai tineri, cât mai energici și care vin cu forțe proaspete pentru a nu... sunt suficient de obosit eu ca să... măcar să am energie în Consiliu. Spun de acum, ca obiective, rămân absolut de neclintit pentru finalizarea cercetărilor în dosarul Revoluției și Mineriadei, pentru continuarea demersurilor către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru legea lustrației, care în sfârșit în această săptămână a fost scoasă de la naftalină și se pare că vom fi solicitați să participăm la refacerea ei, așa cum a cerut Curtea Constituțională, probabil săptămâna care vine sau în maxim două săptămâni, pentru a ne bate să intre pe ordinea de zi a Senatului legea imprescriptibilității crimei, așa cum a fost ea propusă de către cei care au venit cu inițiativa. Sigur că avem și noi partea noastră de contribuție și nu mai vreau să o spun, până acum nu am spus-o pentru că tot timpul mi-a fost frică că nu se va realiza acest lucru. Acum când este pusă pe rolul și înregistrată ca proiect din inițiativă legislativ la Cameră și, eu repet, el trebuie prima dată să fie votat de Senat, deci va fi trimis de la Cameră la Senat, acolo va intra Comisia Juridică, după care plen, cu rezultatul care probabil nu știm în Senat, dacă nu s-o fi schimbat ceva de timp. Camera Deputaților este decizională și acolo se pare că ar exista majoritatea pentru și voința politică pentru asemenea lege. Deci am pus patru obiective mari. Al cincilea și nu în ultimul rând, lupta în continuare în procesul de revendicare pe care l-au acei, din punctul meu de vedere, falși proprietari. Vom vedea care va fi rezultatul în justiție. Deocamdată suntem într-o fază incipientă. S-a făcut o singură expertiză topo pe care am contestat-o și s-a dat termen de două luni până în aprilie ca cel care a efectuat expertiza topo să o refacă sau să vină cu argumente la ceea ce a scris în expertiză. De salvarea sediului a cetății este un lucru absolut primordial pentru a ne putea desfășura în continuare activitatea. Cu certitudine, acea construcție politică care dumneavoastră ați aprobat să se facă încă de un an, de doi, au fost mai multe hotărâri, dacă vom găsi, dacă vom dori, dacă vom putea să construim și care nu s-a materializat din diferite motive. În primul rând din lipsă de conturi, în al doilea rând din dorința oamenilor de a face așa ceva și nu mă refer dorința dumneavoastră, ci dorința altor organizații, pentru că singurul lucru putem să facem. Probabil că în cele 45 de zile vor avea loc consultări și va fi un punct pe care noua echipă va veni și îl va propune. Implicarea în viața politică a asociației trebuie făcută pentru că de pe margine vorbim la pereți. Repet, nu vreau să avansez mai mult, am spus doar câteva priorități care asociația le are. Nu vreau să pun ca prioritate legea 341 pentru că sper să meargă, să funcționeze, să aibă minte legiuitorul, executivul, când mă refer la executiv, mă refer la CSPR, la guvern în sine, să nu se atingă de acele drepturi minime pe care cu recunoștință le-au acordat pentru cei care cu adevărat au avut o contribuție deosebită la victoria Revoluției în decembrie 89.
Dacă vor fi probleme, vom reacționa. Deocamdată și în acest moment, nu cred că este cazul, mai ales că în Asociația 21 decembrie, problema drepturilor întotdeauna a fost pusă la coadă. Nici într-un caz nu a fost o prioritate a adunărilor generale, unde să ne basem, să ne luăm drepturi. Știam că le avem, știam că suntem îndreptățiți să le, să ne, să beneficiem de ele, știam că nu avem probleme la dosare și atunci acest handicap, Asociația 21 decembrie, un mare handicap pentru alte organizații, pentru alți revoluționari care au stat cu sufletul la gură 6 sau 7 ani, dacă li se sau nu li se preschimbă certificatul de revoluționar. Aici problemele au fost din acest punct de vedere, repet, n-am avut un handicap, asociația nu a avut un handicap. Nu am de ce să mulțumesc Consiliul de Conducere în acest moment, pentru că nu mă despart de el, în condițiile în care dumneavoastră este o propunere pe care o să rog să se supună la vot. Vom funcționa timp de 45 de zile cu acordul dumneavoastră. Consiliul va funcționa în vechea formulă. Nu știu când cap cele 45 de zile, dar în termenul de 45 de zile, vor fi 43, vor fi 42, vor fi 40, vom convoca o nouă adunare generală, unde se va prezenta întregul program de activitate pe următorii 3 ani. Ca o promisiune pe care vă fac, nu îmi cereți, și va fi scris și specificat în proiectul pe care o să vină în fața dumneavoastră, nu îmi cereți ca să duc mandatul până la care. Atât cât se poate și atât cât voi putea, până în ziua în care o să spun, din acest moment chiar nu mai pot, din un motiv sau altul, în acel moment voi delega competența uneia din cei 3 vicepreședinți, că parcă rețin că au fost propuși în ultimul statut 3, tot 2? Tot 2. Bun, atunci unul din cei 2 vicepreședinți, competența care va duce mandatul până la capăt, asta sigur că toate acestea nu le putem face decât cu acordul adunării generale. Sper că am fost corect, sper că nu am, repet încă o dată, unul din sală, dacă este și cu care am discutat vreo manevră în cei 8 ani, să ridice să o spun. Nu am încercat să fac niciun fel de gașcă în asociație, tocmai pentru a nu crea din nou acele animozități între oameni. Nu-mi doresc să certe nici Bănuță cu Vasile, nici Ovidiu cu Lupea, nici Petros cu Ștefan cu... Așa? Și nici unul cu mine, pentru că nu cred că avem de împărțit nimic și nu cred că avem de a ne da unul altuia în afară de respect acela. Ba din corpe, pot să spun că cele mai multe discuții le-am avut tot cu cei apropiați, tot cu Carmen, tot cu Gabi, cărora le mulțumesc pentru ajutor, le mulțumesc că au suportat nu de puține ori apostrofările sau chiar certurile pe care le-am adus, dar important este că am rămas și sala e plină și astăzi, povita faptului că dușmanii se așteptau la... se anunțeau de ei. Deja ei începeau să vină să înscrie membrii simpatizați pentru a participa la adunarea generală. Ilescul mai are pe cine să-i întrebe aici și atunci încearcă tot felul de tipuri. Și-a epuizat și clientela de a mai trimite oameni aici ca să creeze diversiuni. Asociația 21 a rămas, este s-a înființat, a rămas și este o asociație total, profund, anticomunistă, anti-Ion Iliescu, anti-cei care au făcut crimele în decembrie 89. Și acest lucru nu îl poate lua din suflet și din gândul dumneavoastră și din mâna dumneavoastră atunci când ridicați votul nimeni, indiferent de funcția, de puterea financiară pe care o are.